o mică veste proastă pentru soborul de piariști de la Beore. O altă față bisericească a fost pusă recent sub urmărire penală de către DNA Constanța. Într-un nou dosar. Vă jur, nimic deosebit. Înalt preasfinția sa e acuzată de inducerea în eroare a organelor judiciare, mărturie mincinoasă și abuz în serviciu în formă continuată. Dacă apuci să-l întrebi, celebrul prelat o să spună că și în acest dosar e o lucrare diavolească împotriva ortodoxiei. Sau mă rog, o să-ți ceară 50 de lei pentru catedrală. Ești nevinovat, da? De domnule, dacă te acuză, de ce te duci tu la DNA cu o armată de preoți după tine, de le crapă ălora obrazul de rușine că-i chem, că pentru că aia e, că trebuie să faci ascultare de mai marele tău care este episcop și te duci acolo să-i faci ăluia spate să nu ai acces la jurnaliști, întreabă ăștia, peste, nu, că el e înconjurat de preoți, că e într-un cocon, așa. Deși nu am apelat încă la fotografii explicite, față și profil, l-ați reperat, sper, pe arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfinția sa, Teodosie. Posibil din anteriorul dosar, cel ocazionat de producerea unui prejudiciu în dauna Apia, în valoare de 1.392.964 de lei. Sau cel mai probabil l-ați recunoscut din ceea ce, privită de departe, părea o cumătră din suita Vioricăi Dăncilă, cocoțată pe o cisternă ca să vâneze Pokémon. E, cum? El a debobotează. Cocoțat ca un profet pe o cisternă închiriată de la o firmă din oraș și îmbrăcat în straie albastre cu fir auriu, arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a sfințit apa care va fi împărțită credincioșilor. Vezi, mă, românii și cârcotași, bă, e biserica, e retrogradă, că face, că dalea vechi, că nu mai crede nimeni. Uite, tată, sus pe cisternă de inox. Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Cumva mi-a părut rău că l-am văzut pe arhiepiscop coborând așa de la o ajutată aia. Era mișto dacă tot stătea pe cisterna aia așa lucioasă, știi, să aibă un aparat de la de zbor în spate și toată facă să se ridice, să zboare deasupra lumii, știi, să-i stropească pe toți. De sus direct, știi, din ăla. Îmi place să fiu surprins an de an de inventivitatea PR-ului Beore. Au trecut cu greu peste incidentul cu trafaletul și au rezolvat acum cu dita mai cisterna. Este next step și mie mi se pare că în al preasfinția sa e foarte mare fan Mad Max, mă. Aștept să fie călare pe ea în timp ce cisterna merge, viteză fiind urmărită de enoriaș. Asta este, de enoriași care, în nemernicia lor, vor să ajungă la apă. Băi, exact ca Mad Max, ca în ultimul Mad Max ăsta, ca în Fury Road. Aqua-Cola, trebuie să ajungă. La Aqua-Cola... De asta, Mad Max, după cisternă, e foarte mult. Pot să înțeleg asta. E omul lui Dumnezeu care călare pe cisternă, a făcut față vicisitudinilor vieții. Noi unii încă l-așteptăm pe înalt preasfinția sa să dea explicații întregului popor ortodox, ca să știm și noi cu cine vrea să lucreze pe viitor, cu preafericitul Daniel sau direct cu regizorul George Miller. Dacă Tudorel Toader a fost în stare să vorbească 80 de minute, Teodosie de ce n-are timp și el 80 de minute să stea de vorbă cu jurnaliștii și să lămâne, băi, uite, hai acum să lăsăm justiția să-și facă treaba. Și eu mă retrag la mănăstirea nu știu care și voi sta acolo în post și rugăciune și o să mă rog să ne dea minte și mie și vouă și la judecător și hai să vedem la final cum se întâmplă treaba asta. Sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Din cauza ăstuia, biserica suferă iremediabil ca imagine, pentru că ce legătură are Dumnezeu cu un preot care se urcă pe o cisternă să sfințească apa în ziua de bobotează? Niciuna. Niciuna, Dragoș, spun, deci niciuna. Această apă sfântă este izvor de nestricăciune, izvor de pace, izvor de bucurie și izvor de sfințenie pentru toți cei care o vor lua cu credință. Crezi că lor le pasă că Teodosie este anchetat de DNA? Nu le pasă, li se pare fake news sau dosar încropit și că de fapt un uns al Domnului nu poate fi anchetat de muritorii de rând. E de la Constanța, mă, prieten. Îl mai știi pe Mazăre? O mie de procese. DNA-ul după el, el ce dracu? Apărea Cezar, apărea în ofițer VSS. Deci ăștia sunt acolo, acolo e circ. Avem pe civil, avem pe preotesc, ce mai doriți?